Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, Crăciun fericit! Suntem în locul în care se iau cele mai importante decizii pentru Alba Iulia, în biroul unuia dintre cei mai apreciați primari din România și cei mai longevivi, și spunem bun găsit și mulțumim pentru că ne-ați primit aici în mediul dumneavoastră de lucru, domnului Mircea Hava. Bine ați venit! Mă bucur că suntem aici. Da, se iau decizii importante aici, însă deciziile se iau peste tot în primărie. Multe lucruri se discută aici, de fapt aproape toate lucrurile se discută aici, dar foarte multe se discută și înainte de a se discuta vin din alte birouri aici. Să știți că eu chiar mă mut de foarte multe ori în birourile directorilor ca să discutăm acolo și să luăm decizii. Pe urmă, deciziile se duc într-o altă sală mai sus sau la PAEM, cum îi spunem noi, în Consiliul Local, în care câteodată se transformă în proiecte de hotărâre. Atunci când cei pe care oamenii au ales, de fapt nu cred că i-au ales pe niciunul personal, cei pe care, listele pe care oamenii le-au ales, încearcă să gândească un pic pozitiv pentru bunăstarea și pentru binele oamenilor, pentru că niciodată de atâția ani nu am dus o hotărâre de Consiliu care să facă rău comunității, decât să le facă bine, să-i bucure, chiar dacă nu era vorba de stradă sau de canal, pentru că văd că asta încă, după atâția ani, nebunește pe toată lumea. Erau hotărâri ca oamenii să se poată bucura un pic, măcar de sărbători, între sărbători, să se poată să se transporte, e vorba de mobilitate de la punctul A la punctul B cu prețuri cât mai mici. Dar lucrurile astea, câteodată, să știți că nu sunt înțelese. Sau sunt înțelese, ceea ce este și mai grav, dar nu sunt votate pentru că este pe undeva un ordin politic. Așa înțeleg unii oameni să-și facă politica. Și chiar dacă este ziua de Crăciun, este bine să discutăm tot timpul despre viața noastră. Pentru că nu poți să uiți de Crăciun, de Anul Nou, de Paști, de viața noastră. Cu bune, cu rele. Pentru că numai așa, cred eu, putem să îndreptăm, să modificăm lucrurile, ca să fie mai bine pentru toți. Haideți totuși să ne îndreptăm gândurile spre sărbătoare și v-aș întreba ce înseamnă această sărbătoare, Crăciunul, pentru dumneavoastră. Asta e de greu, să te iei așa, să te muți dintr-o parte în alta, știți, cu atmosfera, cu lucrurile astea. Eu încerc de o grămadă de ani să mă duc să găsesc undeva atmosfera aia, să intru și eu, să o respir foarte, iau așa în piept, ca să mă simt mult mai bine. Atmosfera Crăciunului eu o simt doar acasă, în familie. Acolo, împreună cu familia, și acum suntem mai mulți, cu încă 2-3, avem 2 nepoți, acolo este cu totul altceva. Este bucuria pe care ei, fiind puri, ei ți-o transmit. Acolo este, de fapt, atmosfera în care pot să mă scufund și pot să mă simt bine. Bineînțeles că mă bucură foarte mult când văd oamenii bucuroși de stradă, adică o luminiță, târg, nu știu de ce spune târg, locul în care sărbătorim altfel sărbătoarea. Și apoi mai este un lucru, Crăciunul este cu o zi înainte de a mă naște eu. Și atunci pentru mine este o zi deosebită, pentru că moșul îmi aduce ceva și de Crăciun și de ziua mea. Și lucrul ăsta îl știu de când sunt. Acum mi-am spus, domnule, de ce nu pune ceva și de Paște, de iepuraș, ca să nu fac atâtea drumuri? Bun, asta este o glumă, pentru că trebuie să fim veseli. Asta este Crăciunul. Să știți că niciodată nu m-am gândit de la Crăciun cum văd aceste gânduri pe la unii legat de sarmale, de cozonaci. Sarmale și cozonaci pot să mănânci oricând. Este drept că acum sunt cu totul altfel, pentru că este Crăciunul. Și mă gândesc că la Crăciun, pentru că este totuși, nu totuși, este sărbătoarea veselă a noastră. Pentru că sărbătoarea creștinilor, sărbătoarea veselă a noastră. Și asta, să știți că îmi face și mie bucurie. Dar încă o dată repet, marea și imensa bucurie este acasă. Familia. Poate că așa am fost crescut și după ce am fost mai mare, tot timpul Crăciunul a fost acasă. Crăciunul și Paștele a fost acasă. Nu înțeleg niciodată ce înseamnă Crăciun, nu știu, pe undeva, pentru că eu cred că este acasă. Acasă este ceva care face cu totul altfel decât de a fi undeva, chiar dacă acolo este ceva de 1 milion de stele. Pentru că acasă este acasă. Și cu familia,
Asta e o sărbătoare de familie, din punctul meu de vedere. Oameni apropiați, te duci la bradă, e bucuria celor mici care ți-o duc ție, cadouri, ce cadouri or fi. Pentru că nu contează cadoul, ce-o fi el, cât o fi de mare cutia sau ce-o fi în cutie. Contează ideea, contează că cineva s-a gândit la tine ca să... Obișnuiți gestul. Să faceți cadouri dumneavoastră de Crăciun? Da, eu sunt un fel de moș. Să știți că îmi place. Pe cuvântul meu îmi place. Îmi place să văd bucuria lor. Deci ăsta este singurul lucru la mine de a face cadouri de Crăciun. Orice. Să le citesc bucuria în ochi și câteodată, de obicei mi se întâmplă tot timpul, 99%, să văd că ceea ce am adus le-a plăcut. Nu, bine, mulțumesc frumos, sunt cu o pereche de ciorapi, lasă-i aici. Le cumpărați personal, înseamnă, cadouri. Da, eu mă duc. Deci eu mă duc și încerc să fac surprize. Este greu să ascund, să nu creadă cineva că sunt... Cum? Unde le ascundeți cadouri? Mercedes, Bentley și alte chestiuni. Unde? Găsești un loc în casă. Problema este să nu uit unde le-am ascuns. Până acum glumesc. Găsești un loc. Nimeni nu cotrăbăie în zilele astea și pentru că toată lumea știe să nu distrugă o surpriză plăcută. Dar cumpărați cu mult timp înainte cadourile sau pe ultima zi? Depinde. Eu trec pe undeva și dacă văd ceva care știu că ar face plăcere, chiar dacă este cu două luni înainte, îl cumpăr. Bineînțeles să și pot să-l cumpăr, pentru că sunt multe lucruri care mi-ar face deosebită plăcere să le pot lua și să le duc la cei dragi. Pentru că v-am spus, sunt acei ochi care, acolo vezi totul și acolo vezi bucuria. Este ca și în copilărie, ca și la copii când te uiți, au primit un cadou, o mașinuță, ceva ce-ți dorezi ei și ce au scris la moșul. Și le vezi bucuria în ochi. Așa este și la oamenii mari, la adulți, le poți citi bucuria în ochi că ai adus ceva ce el, hai să nu spun că își dorea teribil, dar îi place. Un lucru util, un lucru care îi face plăcere și pe care poate să-l utilizeze. Să știți că un cadou acasă, un cadou plăcut, poate să fie și ceva ce utilizezi toată ziua acasă. Nu știu, nu vă spun ce, pentru că trebuie să vă gândiți fiecare. Da, dar poate să fie ceva foarte util pe care îl utilizezi și pe care vezi că este nevoie de el acolo, dar nu există sau s-au stricat sau trebuie altul mai nou, altă generație. Cam asta văd eu, cadourile. Acum nu mă duc mai departe, așa că nu mă mai întrebați, pentru că chiar că nu vreau să dezvolui ce cumpăr, cum cumpăr. Nu ne spuneți chiar cumpăr. Ce cadouri ați cumpărat. Am înțeles. Aveți amintiri legate de Crăciun din perioada copilăriei? Da, am amintirile legate de acel Crăciun făcut la țară, cu zăpadă multă. Vedeți? Nici măcar zăpadă nu mai avem. Cu zăpadă multă și cu, chiar dacă erau în timpurile alea, și cu oameni care chiar se bucurau de Crăciun. La mine, în sat, acolo, în Bihor, exista un obicei de a se face ceata de colindători. Bineînțeles, erau peste 18 ani. Se duceau la biserică, învățau colinzile și le perfecționau împreună cu popa. Fiind zăpadă, avea o sanie de lemn pe care o trăgeau, în care fiecare gospodar unde se duceau cu colinda, să știți că nu mergeau la fiecare casă, ci mergeau acolo unde știau că sunt așteptați. Și gătau colinzile, era și un fel de teatru din ăsta vechi, foarte, foarte, foarte interesant. Erau și versuri care te făceau să zâmbești. Și după care fiecare punea acolo pălinca, acolo vinul, acolo cârnațul, acolo ceva. Și dacă avea ceva, vă dați seama atunci, 10 lei erau bani mulți. Ați dat cu colindatul dumneavoastră? Eu nu prea mă duceam cu colindatul decât la prieteni, decât între noi, și asta când am mai crescut. Bun. Și în ceata aia n-am fost niciodată, pentru că... Eu la 18 nu prea eram acasă. Când veneam în vacanță, deja lucrurile erau, știți, era vacanța de elevi, era vacanța de student, era salut, dar mă duceam la ei. Câteodată mai făceam așa câteva ore împreună cu ei, însă nu eram între actori. În timpul ăsta, tot ei închiriau o casă. O casă în care nu stătea nimeni, îi spuneau casa de colinzi. În general se mai duceau și asta era o țintă pe la fetele nemăritate. Poate da, eram și eu pe acolo, că trebuia să știu și eu
ce se mai întâmplă în zonă, fiind plecat. Și la acea casă de colinz se aducea orchestra, orchestra noastră, și acum dacă mă gândesc bine, țin minte cum îl chema pe cel care cânta la vioară, erau dintr-un cartier de-al nostru, la care îi spuneam cu dragoste halaș tău. Traduceți din ungurește și o să vedeți ce înseamnă. Însă, la noi comunitatea era foarte închegată. Nu conta că ai culoarea aia la piele sau că faci altceva. Toată lumea făcea ceva. Nu prea se făcea chestia aia, dă-mi și mie ceva. Aia eu n-am știut-o, am văzut-o când am plecat de acasă. Bun. Și la casa de colinzi, fetele prăjeau cârnațul, făceau mâncare, sarmale, tot ce vreți. Și pe urmă, de a doua zi de Crăciun până la anul nou, acolo după masa se mânca, se bea, cei care au fost, deci ceata respectivă, care au mulți, să știți, și băieții cântau și se juca, de se scutura casa și era praful până în, se rupeau podelele și era praful până sus. Era o zonă interesantă. Părențele până la 10, noaptea, la 12, la 1, cât rezistau, cât rezistau picioarele sau cât rezistau la vinul cald sau dar la ce Dumnezeu. Dar perioada asta, când erați mai mic, acum? Erați un copil ascultător, venea Moș Crăciun, vă aducea cadouri în perioada aia? Da, eu, la mine tot timpul a venit Moș Crăciun pentru că am fost un copil extraordinar. Da, am o poveste ca, nu știu, nu vă spun asta că sunt sigur că se uită și copiii. Deci moșul a venit tot timpul, părinții au avut grijă ca să vină și să se întâmple așa. Sora mea era mai mică și este mai mică și acum cu 4 ani decât mine. Nu am înțelegeam niciodată de ce trebuia să mă duc în vecin în seara de ajun. Trebuia să-mi spună cineva o poveste. Când vedeam deja venise pomul, moșul, cadourile. Și acum vă spun, odată am venit mai repede acasă și pe urmă, nu mai știu cât de mare eram, dar eram mic. Eram clasa a doua sau a treia. Ce a însemnat asta, mi-am făcut pomul după aia singur, pentru că moșul nu putea să-l aducă fiind mult prea greu și stăteam și-l făceam eu. Bun, cam asta a fost, dar știți, era deosebit, parcă am așa niște amintiri teribile când vreau să ies afară pe terasă și auzeam clopoțelul și parcă îl vedeam pe moșul. Aveam și o frică, dar și o imensă bucurie. Vă dați seama, în momentul ăla nu mai știam nicio poezie. Astea, zi la moș o poezie. Dom'le, cât îl uram pe chestia asta. De ce ți-i spun ăla asta poezii? Păi și surd, și bătrân. Asta gândeam eu. Și uitam tot. Însă, pe urmă, mă aminteam, ziceam ceva, desfăcea sacul, mă uitam foarte atent. Țin-mi-o că odată a zis, ăsta e tata. Și a spus, nu-i tata. Și moșul a plecat și pe urmă a venit tata. Uite, vezi că n-a fost. Unde-i moșul? Moșul a plecat cu Sania, am văzut urmele. Nu că eram suspicios, îmi plăcea să cercetez lucrurile. Dar este extraordinar. Pe urmă mă amintesc cu copiii mei. A fost teribil și mă amintesc de băiat care 3 ani n-a avut nicio frică. Singura chestie lui i-a spus la moșul, vine un coace, deschide sacul să văd ce ai adus. Dacă ai adus ceva curajos. Bun, îți spun poezie. Dacă nu, hai, du-te de aici. Curajos? A fost foarte, foarte, foarte curajos. Am crescut mai mult cu bunicii și l-am învățat de toate, știau că trebuie să vină moșul. A fost o perioadă de veselie teribilă. Asta e veselie. Acum veselia va fi cu nepoții. Abia aștept, adică veselia este cu ei, vă dați seama ce, orice lucru, însă la noi totdeauna ceea ce are cel mai mare îi trebuie la cel mic, ce are cel mic îi trebuie la cel mare, așa că nu poți să le ia acela, diferența este totuși între ei, unul are 3 ani și unul un an și 2-3 luni. Mulțumesc. Însă mulțumesc frumos la toată lumea. Să e o distracție teribilă, ăsta mic îl copiază pe ăla mare, vă spun, chiar că este zona și locul care te face să te simți împlinit și să uiți de tot, de toate poveștile pe care le-ai avut, prin, de toate deplasările. Da, prin ei. Pozitiv. Să știți că faptul că mă vedeți cu ei în brațe nu este o poză. Vai de mine să fac o poză cu nevotul. Eu chiar îi iubesc și mi-e atâta de drag să-l țin, i-aș ține tot timpul în brațe, nu prea pot pentru că e cam greu, dar învăț să-l țin și eu pe șold, așa cum am văzut că face mămica lui, însă asta tot timpul la tine lângă mine. E extraordinar să-l vezi cum doarme și dacă poți să stai lângă el și să-i simți mirosul, nu știu,
cred că toată lumea simte la fel. Deci asta deci, este lucru ce mai... Meseria asta de bunic da, e cea mai frumoasă. Sunt, da, și așa cum se spunea, că dacă aș, știut, dacă aș fi știut de la început că nepoții sunt atâta de grozav, de teribili, făceam de la început nepoți, nu copii. Sunt extraordinari. E un lucru pe care, cred că asta este explicația, nu l-ai făcut cu copiii tăi. Cu copiii tăi ai fost altfel. Ai vrut să facă asta, să facă asta, să nu greșească lor, nu că le accepți greșeli. Însă știi ce ai făcut atunci și mai știi un lucru. Ca să îi pună pe linie și să facă ceea ce trebuie, au mamă și tată. Tu ești acolo un fel de chestiune de completare care nu mai poți să fii și tu, nu rău, ghilimele, sever. Tu trebuie să fii bun. Dar asta nu este o rețetă, o simți. O simți și stai lângă acum. Să nu credeți că dacă face cine știe ce nezdrăvănie, laud sau îi spun, bravo, mă, spargă și pe aia, spargă și pe aia, uite ce schibritele, hai să le văd cum dăm foc. Deci nu. Deci avem alte discuții. Deci totul până la totul până la lucruri rele sau... Dar nu le face lucrurile astea pentru că totul pornește de acasă. Și la fiecare dintre noi totul a pornit de acasă. Zicala asta cu cei 7 ani sau 6 ani câți ori mai fi acum. Deci cu educația de acasă și cu tupă aia nu poate înlocui nimeni. În școală te perfecționezi. În școală mai înveți ceva, mai știi niște lucruri pe care poate acasă nu ți le spune nimeni pentru că n-au timp, nu e preocuparea lor, însă acasă primii pași. Da, acasă înveți să umbli. Așa. Să umbli în viață. Așa este. E Crăciunul, mai sunt foarte puține zile până la finalul anului și atunci aș vrea să tragem așa linie și să ne spuneți cum a fost 2016 pentru dumneavoastră, un an plin și greu, cu încercări acum, multe. Dacă vreți să-l socotim pentru mine, pentru mine a fost un an greu. Greu, greu, greu. Poate cel mai greu de până acum? Da. Mi-au murit amândoi părinții. Bun, părinții se duc, dar nu poți niciodată să spui de ce, când, lasă că trebuia, de ce, ce nu există nici scuze. E greu, e greu și... treci, vrei să uiți, nu uiți, în fine, lucrurile se așează, dar a fost greu, a fost foarte greu, așa a vrut Dumnezeu. M-au vrut și alegerile, la locale a fost așa cum știți, au fost alegerile generale, în care, spre marea bucurie a unor, au luat câteva voturi în plus, dar tot în numărul ăla au rămas, însă aici tot așa a vrut Dumnezeu, pentru că așa se spune. Am o mare bucurie, este cel mai bun scor de când fac politică în ceea ce înseamnă alegerile generale. Din 7 parlamentari, 2 senatori și 5 deputați, noi avem 5. Lucru care este excepțional. Cum îi avem? Pe lege. Deci nu mai trebuie să explic la nimeni. Tu eram întrebat de ce mă duc la București. Le-am spus că mă duc să mă întâlnesc cu moșul sau să-mi cumpăr un pom, pentru că aici nu avem piață de pom. În fine, da. Sunt lucruri care nu se povestesc, rezultatele contează și este foarte bine că este așa. Alba Iulia se dezvoltă, Alba Iulia se duce acolo unde doresc cei care iubesc Alba Iulia. Un program deosebit care a început anul ăsta este Smart City. Foarte mult se întreabă ce înseamnă asta, mie mai bine? Da. În momentul în care acest program va începe să dea roade, deja dă roade, ne va fi bine, mult mai bine și mai bine la toți. Să știți că lucrăm și am lucrat foarte mult în ceea ce înseamnă centenarul, pentru că pe mine mă preocupă. Mă preocupă foarte mult ce înseamnă 100 de ani de Românie. Din punctul meu de vedere, este singurul proiect politic pe care clasa politică sau cine vreți dumneavoastră, dar hai să zicem clasa politică, nu mai... cetățenii, de fapt, l-au făcut în acest areal, de la Dunăre până la Tisa și până unde vreți dumneavoastră, de la Marea Neagră până la Pusta din Ungaria. Este cel mai mare și cel mai solid proiect pe care s-a făcut. Acum depinde de noi și depinde de clasa politică, depinde de toată lumea ca acest proiect să rămână, să nu sărbăm 100 de ani, centenarul, ca pe urmă să putem discuta cu totul altceva. Dar asta depinde foarte mult de clasa politică și, hai să o spun serios, depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă la București.
Nu cred că cineva își va permite să întoarcă spatele provinciei, cum spun ei, pentru că în momentul ăla va fi, nu va fi ceea ce iubim și ceea ce dorim noi toți. Nu cred că cineva se va juca cu, cu România. Cu vorbele se joacă foarte multă lume, dar cu România nu cred că se va juca cineva, pentru că nu cred că vreau să facă lucrul ăsta și că au forța asta. Acum, eu am văzut o hartă după alegeri, cred că ați văzut-o și dumneavoastră. Noi suntem mai aici dacii liberi și mai sunt și o porțiune verde cu niște amărâți care sunt plini de principii și votează în continuare. Cam așa ceva era pe hartă. Foarte interesant, cu tot ce înseamnă Teleormanul de sud, de est, de vest și de cutare. Dacă această parte de Teleorman nu va înțelege că, de fapt, aici s-a făcut unirea, să știți că va fi, vă spun, indiferent ce va spune cineva, nu va fi bine. Nu cred că există un, eu vorbesc de cetățeni români, nu cred că există un român, să spun așa, în țara asta care să nu-și dorească centenarul să se sărbătorească așa cum trebuie. Cu monument, discutăm de formații de muzică populară, ușoară și de tropăituri, dar o sărbătoare plină în care toată lumea trebuie să o simtă. Da, domnule, sunt 100 de ani de când vorbim de România, de când s-a tras ceasul, s-a pornit ceasul României. Pentru asta trebuie lucrat. Noi lucrăm, noi ne facem temele, o să ducem și la nou guvern tot ceea ce credem noi că trebuie făcut și se poate face aici. O să vedem ce va spune, nu murim, că suntem învățați să ne descurcăm și singuri și vom face ceea ce putem noi să facem, pentru că totul este legat și de forță și de potența financiară. Rest, lucrurile pe care le vedeți, nu o să vă spun de străzi, nu o să vă spun de canalizări, pot să vă spun că, pot să vă spun că lucrăm puternic pe ceea ce înseamnă proiectele pentru, era să zic 2014, dar 2014 s-a dus, 2016, 2017, sper să fie 2017, nu 2018. Și chiar îmi doresc foarte mult în anul care vine să putem să începem să lucrăm masiv. Sunt proiecte care nu pot să facă altceva decât bine oamenilor. Anvelopări de blocuri, drumuri, tot ceea ce ne face bine. Și anul ăsta, să știți că foarte, 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 nu greu, îmbâxit, într-o mocirlă de care nu încerca să se întărească niciodată, de fapt, într-o argilă din asta în care se punea apă și era tot mai fluidă, pentru că lucrurile astea așa au fost. Din păcate, prea mult încercăm. Chiar dacă știm că lucrul ăsta nu este bun, tot timpul încercăm. Și prea mult încercăm să distrugem. În România, din păcate, nu prea se face politica normală. Hai să nu spun de gentleman, pentru că e cam greu de găsit. Și de lady. În România, politica este de a-l distruge, de a-l macula, de a vorbi, de a spune orice îmi vine la gură despre cineva. Nu se discută de fapte, de a face ceva, de soluții. Se spun foarte multe răutăți despre dumneavoastră. Știu. Cum reușiți să treceți peste toate Vreți, lucrurile astea? Tata Dumnezeu să-l ierte, m-a învățat o vorbă de care țin minte tot timpul. Totdeauna, uite-te la cine vorbește. Acum nu vă supărați. A fost și la dumneavoastră. Nu mă compar chiar la vârsta asta, nici fizic, nici psihic. Nici dacă vrea să alergăm, să facem sport, să notăm, dacă vrea să începem să facem probleme de matematică, din niciun punct de vedere. Îmi pare rău că eu nu spun o răutate, dar asta am învățat-o. Să știți că asta învățați și voi și asta vă va liniști. Uite de cine vorbește. Asta este politica noastră. De ce adică invenție? Pentru ce? Pentru că pentru ei ăsta ar fi motivul ca să se întâmple ceva și să plec. Eu le-am spus, o să plec de aici când vor vrea oamenii. Dar înainte de a hotărî oamenii că rămân sau nu rămân, voi face o gestul ăsta și voi pleca atunci când nu mai mă simt în stare ca să pot să fac ceva. Deocamdată fac mult mai multe decât ei și decât alții din toată țara. Și asta de ce? Pentru că am învățat să am o echipă lângă mine de oameni deștepți. Eu niciodată nu mi-am luat lângă mine oameni, hai să folosesc termenul ăsta chiar dacă este ziua de Crăciun, proști.
mai proști decât mine ca eu să stau deasupra lor. Nu. Mi-am luat oameni care sunt în anumite locuri chiar de 10 ori mai buni decât mine, cu care lucrez, cu care colaborez. Am învățat că expertiza nu poți să o ai în această încăpere. Toată expertiza, și atunci apelezi dincolo. Dar trebuie să îți angajezi, să spun așa, experți pe care trebuie să-i plătești și care trebuie să-i spună. Este așa cum știm cu toții când te uiți la fotbal. Toți din tribună să pricep și toți dau sfaturi la cei care săraci trudesc acolo și se împiedică în galoș pe teren. Dar noi toți le știm pe toate și noi ne pricepem. Asta este încă o boală a noastră tuturor. La noi frizerul îi spune la cel care face pantofi cum să facă pantofi, la care face pantofi îi spune la frizer cum să tundă și din cauza asta suntem în situația asta, ăla cu pantofii ies degetele afară și ălalalt tuns așa cu într-o parte sau cu cruce. Bun, exagerez, dar cred că exemplul este bun. Ați reușit să fiți puternic și să gândiți așa în timp? Adică v-au și rănit vreodată toate aceste cuvinte? Singura dată m-au rănit când au vorbit de copiii mei. Vedeți, de mine nu m-au rănit, m-au enervat. Eu sunt bihorean, sunt coleric. Bun, n-aș vrea să fie atunci în fața mea și să fim undeva într-o zonă în care să fim numai între patru ori. Sunt sigur că am ieșit numai cu doi ori sau cu trei ori de acolo, dar asta este altă discuție și nu este nici amenințare. Așa sunt făcut și ăsta este lucrul câteodată cel mai greu să mă calmez. Da, am învățat, lucrul ăsta l-am învățat. Însă când s-a vorbit de familie și mai ales oameni în care știam, oameni educați, în momentul ăla, atunci, să știți în ce m-a durut. M-a durut și am zis, Dumnezeu, chiar până aici s-a ajuns? Știți, e normal că am toate înregistrările, câteodată mai ascult, dar numai câte un pic, ca să văd, cred că atunci când mă simt foarte bine, ca să văd până unde poate să meargă mojicia și... lucrurile astea sunt groaznice, să știți. E deosebit. Și, pe urmă, poate de ce m-a durut, pentru că, cred că mă știți, eu n-am nicio problemă cu nimeni. Deci eu odată am fost întrebat, știți că doamna din primărie are o soră care lucrează acolo? Și am spus nu. Sunt sigur, nici astăzi nu m-a crezut. Nu, domnule, pentru că pe mine nu mă interesează cine-i sora, cine-i bărbatul său, nu nicio problemă. Ce face, ce mănâncă acasă, cu cine s-a întâlnit, de unde se duce să se aprovizioneze, ce își cumpără, unde s-a dus la mare, la munte, cu cine se întâlnește, bun, și asta este o chestiune teribilă, cu cine se vede, dacă este un pic mai tânără și drăguță și... Trebuie să recunosc că îmi place să fiu înconjurat de oameni frumoși. Nu e nimic rău în asta. Dar nu e nimic rău în asta. Da, dar și asta este o explicație dincolo de treaba aia. Lucrul ăsta, să știți, câteodată mă onorează. Mă gândesc, bă, dacă se uită așa la mine, înseamnă că este foarte bine până acum. Glumim. Glumim, să știți. Dar nu mă deranjează. Și mai ales că am o familie foarte echilibrată. Deci dacă soția mea ar fi dat curs la toate lucrurile astea, vă dați seama că... Cine știe ce s-ar fi întâmplat. Dar mă cunoaște foarte bine, ne cunoaștem și între noi este cu totul altă relație. E nevoie de multă înțelegere, pentru că, iată, fiecare acțiune noastră este comentată cumva și urmărită. Toate sunt comentate, din păcate sunt unii, bun, că populația le urmărește și oamenii, este foarte bine treaba lor și bine fac. Mai sunt și alții care, mai văd și eu câte o mașină cu număr de București care zace în fața porții de o grămadă de timp, habar n-am de ce. Deci mai sunt și cheltuieli inutile de a găsi ceva, că lucruri care nu sunt. Și asta este deranjant. Se face ceva ce nu s-a făcut nicăieri în România și nici nu se interesează, nici nu dorește cineva să facă. Legea de transport. Nimeni nici nu dorește. De ce? Ca oamenii să poată veni la muncă, nu pentru altceva. Toată lumea încearcă să gândească altfel. Cât s-a putut lua de acolo? S-a lucrat în cetate, câte milioane de euro au fost acolo? Bineînțeles, se facă mulțiri, împărțiri, cine face, mai băgăm aici, mai punem dincolo, după virgulă, și fiecare se gândește după mintea lui, după mintea lui perversă, cât ar fi putut el să pună deoparte. Știți care este marea și teribilă problemă aici? Oamenii ăștia nu știu nimic. Deci oamenii ăștia nu știu ce înseamnă... a face o licitație, nu știu ce înseamnă de a pune ceva în execuție. Bun, sunt lucruri pe care le vedem care se întâmplă, dar acolo nu se face altceva decât să iau banii dintr-o parte, să mută în altă parte, știți că în bancul ăla ce vezi podul ăsta, nu. Ei? Așa că iată, necunoștință de cauză multe acuzații fondate. Este și vina noastră că nu explicăm. Eu am început să nu mai explic, pentru că cu cât explici mai mult, cu atâta încep să devii că te scuzi.
Deci încep să dau câteodată răspunsuri care și pe mine mă fac să zâmbesc, de genul de ce puneți pavaj, știți povestea cu fabrica de pavaje, pentru că, știți prea bine, am o firmă de pavaje. Când o să am o firmă de asfalt, o să pun asfalt. Este cea mai bună explicație. Întrebări de genul ăsta cu hotel pe nu știu unde, prin Dubai, da, domnule, e acolo, dar nu-i gata. Să se ducă să-l caute, să-l vadă, Doamne, dă să avem, vă trimit pe toți acolo, vă spun, pe rând, fac serii din Alba Iulieri și vă trimit acolo. Bun, trebuie să ne cumpărăm și avion. Bun, dar până unde poate să meargă mintea omenească? Cred că nu e o... E și asta o temă, vezi, ne-am și încălzit pe tema asta, e și asta o temă, dar tema este că suntem sănătoși, că e pace, sper să fie în continuare pace, că suntem ocoliți de ceea ce înseamnă marea durere și că e bine și că Alba Iulienii au cu ce se mândri. Alba Iulienii pot să spună cu mândrie: veniți la noi să vedeți voi ce frumos e la vară și la iarnă și la toamnă, chiar dacă suntem un pic mai mici, așa de 60.000 de locuitori, 57.000 de locuitori, cred că numai locuitorii știu cât sunt, pentru că noi statistic, ba, atâta, ba, atâta, discutăm pe statistică. Da, și asta este un lucru. De la 57.000, după ultimele statistici, sunt 63.000, deci populația a crescut. Deci astea sunt bucurile. Să știți că și eu sunt mândru și câteodată sunt foarte mândru de invidia celorlalți pe mine, lucru pe care nu-l înțeleg, tot timpul le explic la colegi: dragii mei, noi nu suntem într-o competiție prima cu orașele. Toți trebuie să lucrăm, să facem lucrurile ok. Că unii se mișcă mai repede, alții mai încet, este cu totul și cu totul altceva. Că avem foarte multe speranțe și eu am foarte multe speranțe că lucrurile nu vor rămâne aici, ce vor evolua, că măcar când o să mă duc la... măcar atunci când voi ajunge la pensie, o să pot să las o primărie cu oameni bine plătiți, bine plătiți, oameni plătiți pentru ceea ce fac, meseriași, și lucrurile astea trebuie să-l știți că toate lucrurile care s-au făcut în oraș nu s-ar fi putut face fără acești oameni așa cum sunt ei. Cum am știut să-i motivez, cum n-am știut, cum am purtat cu ei, asta este un lucru pe care, nu știu dacă trebuie să-l explic la cineva, ține foarte mult de tine, de a face ceva. Nu poți să vii să te pui pe scaunul ăla de primar de undeva în care n-ai făcut nimic. Deci nici măcar, cum se spune, pe cartea de muncă, că sunt foarte mulți, să știți, care pe cartea de muncă scrie direct, nu mai există cartea de muncă, dar să vorbim așa, scrie direct ministru. Ei, din cauza aia suntem în aceste zone, din cauza aia construim autostrăzi care se rup în două zile, din cauza aia. Dar marea cauză suntem noi toți. Hai să fim fericiți, să ne bucurăm. Să gândim așa în spiritul sărbătorii. Să venim în spiritul sărbătorii, mai ales că este sărbătoarea veselă. Sărbătoarea veselă. Și trebuie să fim așa cum trebuie să fie sărbătoarea. După toate lucrurile astea care se spun și după toate lucrurile care s-au întâmplat în 2016, pentru că, spuneam, a fost cel mai greu an pentru dumneavoastră, de unde vă găsiți puterea? Cine vă dă putere sau ce? Ca să, uite, să zâmbiți cum faceți. Cine dă? Vă spun încă o dată, oamenii cu care mă întâlnesc. Este extraordinar să te întâlnești cu oamenii și să le vezi în ochi bucuria de a aparține acestui loc. Și îi știu acum de atâți ani, înainte nu aveau această licărire de bucurie că aparțin acestui loc. Faptul că sunt mândri și asta mă motivează să mă duc și cu celelalte programe în continuare. Să știți că asta este motivația. Și de aici ați găsit și energie, nu le iau energie așa ca și nu mai știu ce filme de-astea, dar te încarci. Și plus, v-am spus, pentru mine cel mai bine este să pot să stau acasă. Mai ales când vin și cei mici și ne simțim bun. Aia este un alt fel de încărcare, pentru că am mai mult de baterii. Deci acolo încărcăm altceva, dar încărcarea pentru oraș și pentru a merge mai departe mi-o dau oamenii. Mă vreau să mai spun un lucru. Fiecare avem între noi, dintre noi avem mândria noastră. Chiar dacă uneori la unii confundă mândria cu aroganța. Chiar cei care se uită, ești mândru, unii spun că ești arogant. În fine. Este această mândrie. Să știți că te simți bine când te duci undeva să te întâlnești cu colegii din toate județele țării, chiar în politică, și toată lumea, hai să folosesc termenul ăsta, trage de tine de a accepta o funcție pe care ție nu ți-o trebuie. Ei, asta înseamnă, nu cred că cineva te-ar trimite acolo știind că a doua zi trebuie să te spânzure cineva, dar
vă dați seama cât s-ar înghesui și cât dau din coate. Dar e ok. Vedeți, și asta te încarcă. Adică spui, băi frate, eu atâți ani n-am trăit degeaba aici la umbră și am făcut lucruri pe care cei de lângă mine le văd altfel. Uite, eu sunt subiectiv cu mine, ei sunt obiectiv cu mine. Ați clădit în timp atât de multe lucruri frumoase. Suntem în Tide Alba Iulia și cred că majoritatea telespectatorilor de acasă nu și-ar imagina Alba Iulia fără Mircea Hava, așa că sper să rămâneți mult timp aici în această funcție la primărie. Și n-am vorbit deloc despre ziua dumneavoastră și vreau să vă spunem la mulți ani, pentru că astăzi, pe 26, împliniți o vârstă atât de frumoasă și avem și un cadou să mă ajute colegul meu să vă îndulcim puțin. Vă plac dulciurile? Îmi plac, dar nu prea mănânc. Astăzi sper să primiți din partea noastră acest tort și vă spunem la mulți ani. Mulțumesc. Mare drag. Nu știu dacă v-ați pus o dorință pentru ziua noastră. Deci e o dorință publică, să fiu sănătos. Să fiți sănătos. Să fiu sănătos, asta este dorința publică. O să vedem ce ciugulim de aici, dar după ce terminăm emisiunea, dar îl punem acum deoparte. Vă spunem la mulți ani din tot sufletul și să aveți parte de multe, multe bucurii și de acum înainte și de multe cadouri astăzi. Nu, asta este important, cadouri. Și totul este în familie, pentru că nu poți să te duci în altă parte, pentru că, v-am spus, se uită greu. Și atunci mai bine stăm acasă, suntem între noi în bucuria noastră, telefoane, urări. O să ne întâlnim și cu prietenii, să bem un șpriț, cum se spune, însă nu astăzi, cu de ziua mea. Nu sunt trist, dar aș fi bucuros dacă aș fi împlinit 6 ani. E o vârstă frumoasă. Da, e o vârstă frumoasă, însă la 6 ani nu vă puteți bucura de nepoți. Uite, 6 ani, da, așa. Știți că tot timpul ne dorim să fim mai tineri, dar așa și cu mintea de acum și cu tot ce putem să realizăm acum. Nu îmi fac nicio problemă de lucruri astea. Nu mă gândesc. Nici n-am timp să mă gândesc la lucrurile astea. Eu mă gândesc ca să fiu sănătos, să fie toți din jurul meu sănătoși, pentru că e groaznic să treci prin asemenea momente în care câteodată nu poți să faci nimic și e spectator și nu-i bine. Da, hai să fim bucuroși. Și de ziua noastră noi ne-am dorit foarte mult să fiți fericit. Ce vă face fericit? Am spus, mă fac fericit cei care sunt lângă mine. Cei care chiar țin la mine fără domnul primar înainte. Deci oamenii ăștia mă fac fericit, să știți că sunt. Am prieteni, dar prima dată familia. Familia mă face tare, tare fericit. Mă face tare fericit pentru că, să știți că prin ea mă simt împlinit. Am un băiat, o noră, noi nepoți, am o fică care mă face și apasă când dorește ea, însă sunt împlinit prin ei și prin ceea ce fac ei. Adică ei, bun, sunt prea puțin cunoscuți, pentru că niciodată n-au vrut ei să fie cunoscuți, îți văd de treaba lor și de prietenii lor, dar ei s-au împlinit. Și să v-am spus, s-au împlinit fără tata. S-au împlinit pe picioarele lor și asta m-a bucurat, să știți că asta este cea mai mare bucurie a mea, dacă începem să le stratificăm, că se poate. Pentru că la un moment dat, auzind atâtea povești, și eu ziceam, domnule, nu se mai poate nimic așa, dar se poate. Se poate, să știți, se poate și aici. Și să știți că și pe mine mă spună foarte mult că există un post. O fiu un post, vă duceți la concurs, vă vedeți de concurs, dacă sunteți buni, luați. Nu mai discutăm acum de cum se fac concursurile și de ce se fac, dar asta m-a împlinit și mă bucură tare mult că sunt pe picioarele lor și asta este excepțional. Deci eu sunt un om fericit. Așa să fiți și pentru 2017 și vă întreb ce planuri aveți pentru noul an. V-ați făcut așa o listă cu dorințe pentru următorul an? Cam așa trebuia. I-am dat-o la moșu. Ați dat-o? Nu. Bineînțeles că am vrut să spun aproape totul. Totul este programat. Deci pentru anul avem proiectele europene care se lucrează. Este acest Smart City de care foarte multă lume
o să-l simtă foarte bine pe pielea lor. Vrem ca în 2018, pe lângă Marea Sărbătoare, să prezentăm și acest concept, dar parte din el deja integrată. O să vă spun că deja avem o invitație, să vedem dacă se va materializa, adică dacă vom merge noi, pentru că dumneavoastră ați văzut foarte multe plecări de-a primarului Hava, nu știu unde, dar de fapt nu m-am dus nicăieri, pentru că n-am putut să mă duc, cu toate că ar fi trebuit să mă duc acolo. Deci este legat de președinția Europei pe care o primește România și acolo am fost invitați ca să prezentăm conceptul și pașii care s-au făcut legat de Smart City. S-ar putea să mă duc, s-ar putea să nu mă duc. Pe mine mă interesează Alba Iulia, atâta Mircea Hava acolo. E o bucurie, însă bucuria este împlinită în momentul în care suntem invitați ca să prezentăm și să arătăm ceea ce facem. Încă multe proiecte, sper ca la anul am un proiect de suflet legat de ceea ce înseamnă curățenie. Sper să reușim să cât mai multe locuri unde se depozitează deșeurile să fie sub pământ. Nu în ideea de a le ascunde, ci pentru că este mult mai curat, mult mai bine, mult mai mult spațiu. Sunt foarte multe de mult mai mult aici. Să reușim, nu cred că vom termina totul, dar să reușim să începem acest proiect și să va da roade. Altfel se va vedea Alba Iulia. Și ce mai am proiecte care, să știți că sunt mărunte, să construim locuințe sociale și să demolez ceea ce înseamnă G2-ul, pentru că nu și are locul și toată lumea știe ceea ce este acolo. Deci să construim locuințe sociale, asta este un proiect mărunt, dar o să mă țin de el. Și pe urmă să punem în practică foarte multe studii pe care ne le-au făcut experți din Europa legat de ceea ce înseamnă orașul. Totdeauna lucrurile, v-am spus, se văd mult mai bine din afară și mai ales dacă sunt experți. Și am văzut că de fiecare dată sunt pozitive. Da, vom lucra foarte mult pe ceea ce înseamnă expertize și experți din Europa, pentru că această mocirlă politică nu că mă deranjează, deranjează pe toată lumea. La noi nu vreau, aia de ce? Că nu vreau, aia altă soluție n-am. Dar în momentul când vom avea expertize, nu se va întâmpla nimic. Pot să vă spun că ratingul de oraș este tot BA1 pozitiv. Nu știu dacă noi, foarte multe orașe își fac ratingul, însă nu-l anunță. Dacă nu-l anunță, înseamnă că nu e bine. Dar nu este bine. Este bine, este exact cât are țara. Nu putem să avem mai mare decât țara, pentru că asta este regula. Dar e bine. E bine și cuvintele celor care au făcut, hai să-i spunem, investigația, să sune bine. Am avut o mică discuție de 5 minute, au fost de laudă la adresa oamenilor cu care lucrez, chiar la câțiva, adică aproape a toți le-am spus, pentru că după muncă, măcar atâta, că premii, cadouri, nu putem, și măcar atâta, ca să simtă că sunt buni și că această apreciere vine din partea unora care fac lucruri de genul ăsta și cu asta se ocupă. Deci lucrurile merg bine, ratingul este bun, în oraș lucrurile se văd și vom continua. Ce vom, încă un plan, un program de-al meu este legat, mă gândeam acum la copii, de revizuirea și refacerea și reparația capitală, cum vreți să spunem, la tot ce înseamnă locuri de joacă. Poate un alt concept, încă nu pot să spun cum va fi, dar se va vedea. Pe urmă, tot ce înseamnă siguranța circulației, ați văzut acele bumpere, astea sunt pentru pietoni, bicicliști și toate lucrurile astea vor fi implementate. Acum, unii se roagă pentru noi, alții se roagă altfel pentru noi, însă lucrurile astea sunt necesare de a încerca să trăim mai bine și să nu avem evenimente nedorite. Ele, aceste mici investiții, contribuie la bunul mers al lucrurilor. Deci asta este iarăși un program de care o să mă țin personal, deci o să stau personal, o să mă leg personal de acest program. Deci toate proiectele sunt pentru Alba Iulia, pentru dumneavoastră personal, v-ați plănuit ceva în 2017? Da. Știu, să fiu sănătos, să mai slăbesc 4 kg, Dumnezeu știe. Glumesc. Nu m-am gândit la mine. La mine singura dată, chiar și atunci când mă rog, sănătate. Nu că aș fi bolnav, dar am trecut printr-o experiență în care am văzut ce înseamnă să ai sau să nu ai. Și mă gândesc că este mai bine să ai. Sănătate. La asta mă gândesc, la sănătate.
să crească nepoții, să crească toți copiii. Nu, n-am nimic pentru mine. Nu vreau nici mașină, nici ceas cu cuc, altă casă nu-mi doresc și asta mă sufocă, este prea mare, nu mă sufocă, e prea mare. Asta poate pot să fie altă dată niște discuții legate de ceea ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. Adică moda este una și ceea ce este util este cu totul altceva. Și dacă reușești să le îmbini pe amândouă, ești extraordinar. Dar pentru asta trebuie să cercetezi mult, ceea ce se întâmplă acum exact în Alba Iulia, pentru că iată, nu este nici un oraș prea mic, nici prea mare, este cochet, este exact ceea ce trebuie și chiar ați reușit să-i dați... Am reușit pentru că Alba Iulia, hai să folosesc un termen pe care l-a spus tot un expert cu care s-a lucrat la logo și la brandul de oraș, este obraznică. Și mă bucur să fie obraznică și va fi obraznică în continuare, pentru că fără ghilimele. În ce sens? În tot ceea ce face. Un oraș mic are ceea ce alte orașe nici nu s-au gândit să aibă. Orașe de 5 ori, de 6 ori, de 10 ori mai mari decât nici măcar n-au visat să aibă. Și vă spun, începând de la ceea ce înseamnă transport, pentru că lucrurile altfel le vezi de aici, dar altfel se văd din exterior. Și să știți că atunci când am făcut acest sistem, care a fost o muncă imensă, pentru că noi nu aveam o lege încă și nici nu avem încă. Și a trebuit să coroborăm directive europene, norme europene, care sunt legi pentru noi, dar n-au fost încă legiferate. A trebuit să așteptăm foarte mult de tot de norme pe care trebuia să le dea ministerul de atunci, drumuri, ca să facem un lucru bun pentru oameni. În fine, s-a făcut. Și aveam atunci speranța că acest lucru bun pentru oameni va fi luat de la Alba Iulia și implementat la Giurgiu, unde vreți. Nu se poate face lucrul ăsta pentru că este mult mai bine să-ți intre în oraș 75.000 de microbuse, trotinete, trolebuse private, ca să se întâmple ceva. Deci eu nu cred că nu se poate, eu cred în altceva. Dar lucrurile astea nu sunt problemele mele, trebuie să le vadă alții, care ar fi bine să se îndrepte acolo și măcar atâta să cerceteze cât se plătește de aici impozit către stat și cât plătesc firme care au de 50 de ori mai mult autobuse și trasee și ce vreți dumneavoastră. E problema. Uite, este o temă pentru 2017. Nu știu că nu mă pasionează. Pot să o facă, pot să nu o facă. Dar atâta să ne lase și pe noi în pace. Deci, lucruri de genul ăsta, astea au făcut ca Alba Iulia să fie altceva. Transportul. Cetate, bun, alții n-au cetate, ce să facem, n-au așa vrut Dumnezeu să n-aibă cetate. Dar au alte lucruri care stau și zac acolo și n-au știut să le valorifice. Noi, în momentul în care au început să se discute de Europa și de fonduri europene, noi deja scriam, ne pregăteam. Este drept că înainte înghițisem un ocean de tot ce vreți legat de cetate, că nu ne pasă, și eu încercam să le explic, stați cu minți că vine vremea. I-a venit vremea. Asta nu crede cineva că tot ce s-a făcut acolo este gata, s-a terminat. Acolo în cetate trebuie lucrat zi de zi, ceas de ceas, oră de oră, totul trebuie întreținut, totul trebuie făcut, pentru că prin această reparație nu s-a schimbat cetatea cu ceva nou. S-au reparat, sau așa cum trebuie, s-au făcut lucrurile. Deci în continuu trebuie lucrat. De ce cetatea este atât de atractivă pentru lume și ați văzut TripAdvisor, Advisor sau cum Dumnezeu vreți să citim? Premiile, da. Toate premiile, mă uitam acolo la ele, care nu mi le-au dat că mă cunosc ea pe mine și că suntem prieteni sau le-au dat de vreun șpris ceva pe undeva. Nu, le-au dat pentru ceea ce, pentru Alba Iulia și pentru ceea ce se întâmplă. Garda. Țin la anul, am un mic plan pentru anul, pentru ea, vrem să mai facem ceva acolo. Bun, toate lucrurile se ne costă. Dacă cineva și-a făcut acasă ceva, eu mă duc direct în gospodăria omului și nu l-a costat, se spune și mie. Măcar să încep să-mi fac și eu acasă lucrul ăsta și pe urmă să facem un oraș. Deci toate lucrurile costă. Totul trebuie plătit, oameni, cai, fân, tot ce vedeți dumneavoastră. Ei, acum vrem să facem atmosfera un pic așa, să mai modificăm câte ceva, pentru că chiar aceeași supă în fiecare zi încălzită. Da, e nevoie de ceva nou. Garda Romană, Garda Armatei 1918. Toate sunt lucruri care vin ca să... Ca atunci când vii la Alba Iulia să faci wow. Deci, eu când mă duc, mă uit peste tot și dacă cineva a dat-o să ia telefonul să se uite la poze, pe lângă pozele cu nepoți, să se vadă foarte multe poze de peste, cu flori, cu pomi, cu aranjamente, cu bănci, cu... O să se vede, domnule, ce vă, să are o problemă? Păi, am o problemă pentru că la noi nu există o industrie de așa ceva. Și atunci trebuie să le creăm și să punem
lucrurile să fie frumoase. Și să luăm modelul. Da, mie îmi plac lucrurile frumoase, îmi plac florile, îmi place verdeața, îmi plac pomii, însă asta toate costă. Dacă vrei să fie frumos, pui niște bani acolo. Dacă nu vrei să fie frumos, nu pui bani. Am anunțat pe toată lumea, panseluțele se plantează toamna. Deci, indiferent de cine știe sau cine nu știe, astea sunt lucruri care se învață. Dacă o să vă uitați acolo pe birou, o să vedeți o carte groasă care este legată de plante. Am adus-o din Italia, mă bucur că este limba, este și în engleză și în italiană, dar m-a ajutat și mă ajută foarte mult. Bun, o să spuneți de ce eu. Pentru că n-are cine. Cum n-are cine? Păi, arătați-mă în România cine este maestru în flori și cine știe. Da, sunt facultăți. Nu o să spună denumirea în latină și o să-i spun, domnule, dar asta rezistă la noi, în zona 5. Să mă întrebe ce e aia zona 5. Zona 5 e zona de temperatură 5. Păi nu știm, încercăm. Păi nu te încearcă tu acasă la tine, pe bănuții tăi. Astea sunt lucrurile. De ce tei? Pentru că tei urban și... În fine, nu mai trecem în chestiunea asta, dar astea le-am citit. Astea le-am citit și sunt oameni, dar sunt puțini. Sunt puțini și la noi, noi nu plătim, noi nu suntem atât de largi. La noi este licitația, la noi se numără florile. Nu este ca și când îți faci ceva acasă. Tot timpul sunt discuții între părți, pentru că noi păzim banul și este banul nostru și alții doresc pe ceea ce fac să ia cât mai mulți bani. Este o chestiune perfect normală încă în România, dar să știți că este peste tot. Și câteodată mă doare și pe mine să văd într-o localitate, nu știu pe unde, hai să zic în Franța, în Villefleury de 4 flori acolo, nu știu ce erau, dar să văd atâta bogăție. Când? Uitându-mă la ceea ce este acolo, să vedeți varză ornamentală, finche, cum îi spun oamenii la noi, și tot soi de buruie, în ghilimele, care puse una lângă alta, dau niște aranjamente în care zici, bun, afară de nu mai știu ce trandafir și chestiuni de astea, deci, bun, acolo este deja știința. Și asta vreau să o duc aici, să mai multă iarbă, mai mulți pomi, mai mulți flori. Mă pasionează foarte mult ceea ce înseamnă parcul dendrologic și toată zona de acolo. Pot să vă spun că anul ăsta care a trecut, am mai avut un lucru greu, am mai primit o palmă, nu e orașul, în care mi s-a spus că atâta timp când noi vom fi acolo, să nu vă gândiți că veți tăia o tufă de acolo, știți că aveam programul, dar nu în nebunia mea, cum zicea cineva, să vă duc să faceți baie la 3 km. Bun, erau autobuse, nu era o problemă, și pentru că acolo aveam și verdeață, și loc, și tot ce vreți, decât trebuia să săpăm locurile alea. Și atunci ne vom duce în altă parte, pentru că uitați-vă ce înseamnă câteodată ura, hai să nu-i spun altceva, să nu folosesc cuvinte urâte, Alba Iulia n-are piață de pomi. De ce? Pentru că nu vrea cineva de la Cluj. Pentru că a venit aici și a spus, nu domne, nu vă dau nimic. Clujul și Alba n-au. Nu știu, Boc, ce-o fi făcut, eu ce-am făcut. Deci nu știu, o să-i rog pe deputați, mai ales pe deputatul de la Munte, pe Corneliu Olar, să facă interpelări, să vedem de ce. Am dus toate documentele, am făcut tot, ca pe urmă să primesc un mesaj de la doamna prefect, care și ea s-a angrenat cât a putut, că omul este plecat la București, la Ministerul Mediului, dar ne dă miercuri. Adică ieri sau când era miercuri, nu? Deci se merge la Cluj cu toate hârtiele, că el a venit aici, săptămâna trecută, și o să ne dea de la Cluj miercuri, ieri. Ce să fac cu el miercuri? Ce să fac? Crăciunul, miercuri sau când, înainte de Crăciun, uite, două zile sau trei zile înainte de Crăciun. Acum suntem în Crăciun și el să ne dea autorizația. Deci el, un nenea. Vedeți, lucrurile astea trebuie să dispară. Și atunci să știți că și Crăciunul și voi și toți să fiți mai fericiți. Dar vor dispărea oare vreodată? Nu prea cred. Tot timpul vor fi lucruri de acest ar gen. Trebui ca toate aceste instituții care au fost create, unele peste altele, garda de cutare, garda de cutare, garda de cutare, garda de cutare, garda de fier, pe aia o aștept, să știți. Garda de fier e singura instituție pe care o aștepți ca să vină, că poate face ordine cu celelalte. Toate astea n-au altceva decât noi suntem în uniformă, ureau și pistol, avem insignă, legitimație și ăla de amenzi. Mamă, ce vă facem noi? Ăsta este un lucru nenorocit. Deci, noi vă amendăm. Care voi? Și cine sunt ceilalți? Voi, noi, ce, care este problema? Dom'le, amendează-l pe ăla care greșește. Uitați-vă, n-am nimica cu persoane. Mediu, gardă de mediu. Păi ne mănâncă gunoaiele. Garda de mediu vine și are treabă cu noi, ne spune nouă. Stai, domne, dar ce faceți? Voi ne amendați pe noi, noi amendăm pe aia și uite așa, frate, te transformă într-o chestiune de genul ăsta. Vedeți? Astea sunt lucruri care trebuie să dispară.
și cine va face lucrurile astea, care sunt atât de ușor de făcut, fără cheltuială, fără ce vreți, acela va fi ok. S-a furat pădurea. Toată pădurea, ca să mă distrează de... O să vă spun un lucru. Chiar, da. Nu. Chiar, bineînțeles, o mare minciună și o mare gurizu. Da, s-a furat. Dar nu s-a furat, ce s-a tăiat cu acte legale la ras, cu licitații, că o firmă oarecare, că așa a dat un nenea, cu, dar cu bună știință, cu putare, că ia, stau și au controlat 75.000 de ani și n-au găsit o așchie, bun, n-am aflat noi, că dacă găseau, ne spuneau, n-au găsit o așchie fără țidulă. Deci cu bună știință s-au tăiat, cu bună știință s-au vândut, dar trebuia să dea pe cineva vină. Pe cine? Pe oamenii de acolo, amărâți ăia cu un cal și cu o secure care i-au dobărât totul. Am avut acum câțiva ani, erau doamnă ministru a mediului și eu eram undeva la Șuriană, coboram. Și au urcat două jeepuri din astea serioase, eu coboram pe potecă. Țin minte că n-aveam tricou pe mine, deranjant pentru că mă întâlnesc cu ministru și eu eram așa cu fără tricou și în pantaloni scurți. Nu m-am întâlnit pentru că am refuzat, că s-a oprit ca să mă duc să vorbesc, ce treaba, sunt liber să se ducă unde vrea. Și pe urmă am aflat de ce s-a dus acolo sus de pășunea alpină și acolo știți că există și un castru sau două castre romane. Ca să îi se arate câtă pădure s-a tăiat deasupra iezerului. Da. Știți? Deci ca să se arate câtă pădure s-a tăiat, pentru că acolo nu mai este deloc pădure. Bineînțeles că acum trebuia să știe că romanii nu își făceau castre în zona cu pădure, pentru că ei aveau un castru acolo pe Aușeu, castrul ăsta de aici, ca să semnalizeze dacă e ceva de povestit. Spuneau câte un banc, o poveste, citeau cărți. Dar ca să vedeți unde duce, v-am dat de exemplu ăsta, unde duce minciuna, dezinformarea și ca să demonstrăm ce. O mare minciună. Eu n-am spus că nu s-a făcut. Dar asta v-a spus. Toate au fost făcute cu acte, cu bună știință. Nici nu poți să inviți pe cineva, domnule, vină și fă-ți o fabrică de mobile, de ce vrei, folosind lemn, și mâine să-i spui, băi frate, gata, îmi pare rău, acum mi-am dat seama, pe băgat aici 20 de milioane și acum mi-am dat seama că de fapt îmi tai pădurea. Dar din ce o crezi că face? Din hârtie, din aer, din... Deci sunt niște lucruri astea care pe mine mă fac să zâmbesc amar. Ei, vedeți, asta îmi doresc în 2017, să nu mai asist la lucruri de genul ăsta. Să fie, adică toate lucrurile să fie făcute corect. Cineva dacă dorește să-și facă o firmă, să aibă predictibilitate, adică nu mâine se schimbă ceea ce nu trebuia să se schimbe, toate lucrurile astea care se învăț. Dar lucrurile astea, să știi, nu se pot face decât cu oameni și cu oameni pregătiți. Și mi-aș dori foarte mult ca toți politicienii, care au fost și la dumneavoastră acolo și au zis câte au, pentru că asta trebuia să facă, toți ăștia să învețe că lucrurile nu se fac așa. Iată că mătura istoriei pe toți acei nervoși i-a măturat. A rămas unul. Eu, să știți, că am o relație deosebită cu ei. Și cu domnul senator și o să am în continuare cu el ca om. Și ca politician. Aș dori ca tot să fie ca și el politicieni, nu de tipul ăla. Cred că dacă ar fi voie chestii de-astea cu port armă sau dueluri, cred că ar ieși măcel. Bun, aici... tot așa ca și în politică, tot mă pricep mai bine decât ei. Dar asta îmi doresc, mai zi întreba pentru 2017. Dom'le, să ne putem zâmbi, să ne dăm mâna, să ne batem pe umăr. Bravo, bă, ai făcut treaba asta, felicitări! Și vor o să te întrezești, vezi că și eu am pus umărul acolo, pentru că trebuie să fac lucrul ăsta, că sunt de aici. Și o să zic, îți mulțumesc că m-ai ajutat, nu pe mine, eu când zic m-ai ajutat, vorbesc de oraș, că ai ajutat orașul în care trăiești să se facă ceva. Să știți că un singur politician de la opoziție a făcut de mult odată așa ceva. Dacă vreți, vă spun și numele. Chiar vă rog. Este avocatul Ion Ruz, era prefect, care a înțeles că nu sunt eu voivodă ăsta și nu mi-a dat nimeni moștenire alba iulea, nu-i de la tata, de la mama. Și împreună am fost, am colindat pe la ministerie și a fost pentru prima dată când am adus niște bani de la guvern să se întâmple ceva. Cred că erau 80 și ceva de ani de la Unire. Era totuși o cifră rotundă. Dar iată că se poate. Deci se poate. Se poate. Bun, și acolo era o discuție de un preț, dar eu am spus, dom'le, nu am mărunt la mine, nu plătesc nimic. N-aveam card atunci, în fine, glumim. Deci asta mi-aș dori. Ne dăm mâna, cruntați. Să se întâmple. Nu o să se întâmple, lucruri. Dar eu îmi doresc. Și la toată lumea să fie sănătoși, să încerce să fie un pic veseli și
Și dumneavoastră să rămâneți așa, pozitiv, neobosit și să luptați să în continuare pentru Alba Iulia. Asta rămân, asta mi-e firea. Sunt optimist din fire, sunt încăpățânat, sunt pozitiv și mai am un lucru. Îmi place să fac, sunt mândru de ceea ce fac și îmi place să fac. M-aș fi simțit, dar cred că nu mai eram aici decât după mandat, m-aș fi simțit tare, cum să spun eu, jenat, apăsat, murdar, să trec pe stradă și să mi se spună, mă, n-ai făcut nimic, este drept că nu poți să faci totul. Însă am demonstrat că lucrurile se pot face, că un oraș chiar mic ca populație poate să fie un oraș mare și un oraș care este exemplu pentru tot ce înseamnă administrație în România. De asta sunt bucuros și pentru asta le mulțumesc la toți oamenii care se uită la dumneavoastră, la cei care nu se uită, la cei care o să le povestească, la toți albaiulenii că au avut și au încredere în mine. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut și pentru că ne-ați primit astăzi aici la dumneavoastră în birou. Vă spun la mulți ani încă o dată și să ne revedem cu bine. Mulțumesc, la mulți ani la toată lumea și multă sănătate și ceva să țineți minte și ceilalți. Oricine dorește poate să vină aici, transformăm rapid în studio, este un spațiu public. Lucrurile astea se pot face, sunt alte lucruri care nu se pot face aici, dar astea se pot face și cu toată plăcerea și cu toată dragostea.